Încălzirea vremii a încurajat pe râmniceni să iasă la muncă în curți și în grădini. Unii și-au tăiat vița de vie și trandafirii, alții și-au curățat copacii, iar uscăturile le-au depozitat pe trotuare în fața casei. Polițiștii locali atrag atenția cetățenilor care nu au contracte cu firma de salubrizare să nu depoziteze la întâmplare resturile vegetale. Cetățenii pregătesc aceste resturi în vederea ridicării și transportării acestora către rampa de gunoi. Pe cei ce nu dețin încă contracte de salubrizare, îi sfătuim să-și încheie unul pentru a preîntâmpina depunere necontrolate și pentru a nu intra sub incidența legii. Și cetățenii care plătesc diverse persoane neautorizate să le transporte resturile vegetale riscă amenzi care pot ajunge până la 1000 de lei. Facem un apel către cetățeni să nu mai plătească diverse persoane neautorizate pentru transportarea deșeurilor, deoarece sunt pasibili de amendă, cu atât mai mult în momentul în care va intra în vigoare noua hotărâre de Consiliul Local. De asemenea, reprezentanții societății de salubritate îi sfătuiesc pe râmnicenii care locuiesc la case să taie resturile vegetale corespunzător și să le depoziteze în pachete pentru a putea fi preluate de mașinile societății.